Bună dimineața, sunt Narcisa Fița, urmăriți știrile orei 7. Proprietarii celor 57 de porci uciși, fără nicio explicație în Comuna Mihăiești, la începutul lunii octombrie, au primit rezultatul analizelor care atestă că animalele erau sănătoase. Aceștia vor da în judecată Direcția Sanitar-Veterinară Vâlcea pentru abuz. Proprietarii celor 57 de porci uciși fără milă la Mihăiești de către Direcția Sanitar-Veterinară Vâlcea, pe baza suspiciunii de pestă porcină africană, nu se dau bătuți. Aceștia au început demersurile pentru a acționa în instanță instituția după ce au primit rezultatele analizelor de laborator, a probelor de sânge recoltate de la animale, care atestă că acestea nu prezentau boala în cauză. Proprietarii îi acuză pe angajații Direcției Sanitar-Veterinare Vâlcea că nu au respectat procedurile standard conform manualului operațional pentru intervenția în focare de pestă porcină clasică de pe site-ul Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Aici este prevăzut faptul că animalele sunt ucise doar dacă boala este confirmată în laborator. În realitate, porcii au fost împușcați pe loc, fără nicio explicație clară și aruncați într-o balastieră. În momentul când le-au ucis, m-am rugat de ei să iau și o probe de sânge să-mi dea, n-au vrut, am luat și noi probe. Au ieșit la analiză a lor că nu este pestă. Am spus că numai la cerere pot să-mi dea buletinul de analiză, că altfel nu se poate da așa. Le-am dat mai departe ca să se vadă, să înțeleagă toată lumea, că toți oamenii din sat erau speriați, vă dați seama, aoleu, e pestă, ne taie porcii, rămânem fără porci. Am dat și la avocat rezultatul. Am scos de la doctorul veterinar de la noi din sat, că eram înregistrat cu 40 de porci în ăsta, Biroul Național BND-ul, zic ei, da, de date. Ei au zis că nu se registra cu absolut nimic. Contra noi eram, dacă erau bolnavi să ia, putea să ia pe toți, pe cum i-a luat. Trebuia să-mi pună doamna să facă un proces verbal, să-mi țină 2 săptămâni pe carantină, să vină să ia analize oricând vreau ei. Fără nicio problemă, nu obstrucționa nimeni, nu ne-am opus niciodată. Și dacă se confirma boala, da, ia-i, nu zice nimeni nimic să nu uite, dacă n-au nimic, ce eu mor. Familia este profund afectată de uciderea, fără nicio explicație concludentă a celor 57 de porci care reprezentau singura sursă de venit. Prejudiciul se ridică la aproape 7.000 de lei. Mai mult, proprietarii au fost amendați cu 6.300 de lei. Suntem demoralizați, suntem la pământ, nu avem nimic. Mi-au luat, eu nu am de Crăciun, eu nu am ce să le pun la copii pe masă. Nu mi-a lăsat barima un porc. Spune, bă, iar îl tai și tu pe ăsta. Erau și sursa dumneavoastră de venit, de altfel, nu? Noi din asta trăiam, deci nu făceam altceva decât aveam scroafei care înfătau, chemam doctorul veterinar de microtaliale, făcea fierul ce trebuia să facă. Doar din asta trăiam. Eu, fratele meu nu lucrează, eu nu lucrez, soția nu lucrează. Viceprimarul Comunei Mihăiești susține că, până acum, primăria nu a fost înștiințată de vreun focar de pestă porcină în comună sau de vreo suspiciune. Nu există nicio pestă porcină, cred că eu a fost un control sau o sesizare pentru persoana respectivă. Nu am știut nici noi primăria, nu ne-a anunțat nimeni că vine în control sau vine o astfel de acțiuni. Normal trebuia să ne științeze și pe noi. A mai fost cineva controlat în comună sau doar acea familie? Nu, n-a mai fost controlat. Nimeni. Da, și da. La ora actuală au venit ceva analize de laborator, știți ceva? Nu, la noi n-a venit nimic, nu. Până la momentul redactării acestui material, Direcția Sanitar-Veterinară Vâlcea nu a dat nicio declarație în acest sens, deși i s-a cerut acest lucru. Luptătorul MMA Radu Ștefan Zarioiu a acuzat săptămâna trecută de poliția din Argeș că ar fi condus sub influența consumului de droguri, a primit rezultatele analizelor de laborator. Acestea sunt negative, iar sportivul are de gând să-i dea în judecată pe cei care i-au pătat imaginea. Acuzațiile conform cărora sportivul vâlcean Radu Ștefan Zarioiu ar fi condus sub influența drogurilor s-au dovedit a fi false. Rezultatele probelor biologice au demonstrat că informațiile vehiculate în presă erau departe de adevăr. Sportivul începe demersurile legale față de cei care i-au pătat imaginea. Rezultatele sunt exact cum am spus, sunt toate negative și sunt, nu că sunt bucuros, că în continuare sunt trist pentru chestia și întâmplarea petrecută. Mă bucur tare mult că am reușit într-un scurt timp să aduc rezultatele fiind negative și acum joaca între ghilimele va continua și avocatul meu se va ocupa personal de acest caz. În primul rând voi acuza
cei doi de la poliție din cadrul IPJ Argeș pentru felul cum s-au comportat față de mine și abuzurile făcute în fața mea și, în primul rând, toate ziarele. Toate ziarele trebuie să sufere pentru această chestie, pentru abuzurile în fața mea și pentru defăimarea mea. Pentru că am primit foarte multe, sunt foarte, foarte multe știri false în toată România, nu doar în Râmnicu Vâlcea și în județul Argeș. Și cineva trebuie să fie dat la răspundere pentru această neînțelegere, să spun așa. Săptămâna trecută, pe 14 octombrie, luptătorul de MMA Radu Ștefan Zarioiu a fost oprit de către polițiști pe drumul național 7 în jurul localității Drăganu. În urma unor depășiri făcute de sportiv pe linia continuă, agenții de poliție au efectuat un semnal de oprire al autovehiculului, la care șoferul nu s-a conformat, deoarece nu a văzut semnalele luminoase. Acesta a relatat pentru postul de televiziune Antena 3 Vâlcea că în momentul în care a oprit mașina, a fost scos cu forța și încătușat. Încă din acel moment, agenții de poliție au susținut că este drogat doar pentru că mergea cu o viteză mai mare decât cea legală. La secția de poliție s-a efectuat un drug test, iar în urma acestuia, agenții de poliție au constatat că sportivul conducea sub influența stupefiantelor. Dar rezultatul probelor biologice au demonstrat contrariul. Repet, chestia cu drogurile este o chestie foarte, foarte dură la adresa mea. Eu fiind un sportiv foarte bun în Râmnicu Vâlcea, antrenor, nu este ok să mi se aducă astfel de rezultate. Deja sala mea este în scădere foarte, foarte rău. Inclusiv sponsorii mei m-au căutat și era să pierd foarte multe contracte de sponsorizare, dar acum sper că totul să se revină la normal. Rămâne să ne întrebăm dacă agenții erau bine intenționați și doreau să protejeze restul participanților în trafic sau dacă a fost doar un abuz din partea lor. Imaginea lui Radu Zarioiu a fost deja pătată, acesta fiind un sportiv cunoscut al orașului Râmnicu Vâlcea, dar și la nivel național. Eu acum continuare mă voi pregăti pentru meciul meu din Ungaria pe 7 noiembrie, voi lupta împotriva campionului național. Doliu în sportul vâlcean. Celebrul antrenor de box, Marius Băluță, a pierdut lupta cu o boală autoimună la vârsta de doar 45 de ani. Familia, dar și sutele de elevi antrenați de el, se pregătesc să-l conducă pe ultimul drum. Doliu în sportul vâlcean, celebrul antrenor de box Marius Băluță a pierdut lupta cu viața la vârsta de doar 45 de ani. Antrenorul suferea de o boală autoimună care a dus la complicații cardiace și pulmonare. Tratamentele efectuate, din păcate, nu și-au făcut efectul și într-un final sportivul a murit, lăsând în urmă soția și cei doi copii, dar și sute de elevi antrenați de-a lungul carierei sale. Acesta a adus 10 de medalii naționale, dar și internaționale și a dedicat o bună parte din viața acestui sport și a luptat de fiecare dată pentru elevii săi. Chiar cu un an în urmă, Marius Băluță declara că a solicitat către Consiliul Județean și Primăria Râmnicului premierea boxiorilor, dar nu a primit niciun răspuns. Era trist deoarece meritele elevilor săi nu erau apreciate și astfel mulți dintre ei alegeau să plece către alte părți ale țării unde autoritățile ofereau sprijinul necesar. Echipa Antena 3 Vâlcea își exprimă regretul profund pentru trecerea sa în neființă și condoleanțe familiei. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele după vestea pe care am primit-o ieri. Din păcate, profesorul nostru a pierdut lupta cu viața. Am avut multe de învățat de la el. A fost un om deosebit. A crescut și a iubit generații întregi ca pe copiii lui. S-a dedicat sportului și m-a făcut să îl iubesc cu adevărat și să învăț ce înseamnă să te dedici și să faci lucrurile din pasiune. Dumnezeu să-l odinească! La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii vâlceni au efectuat mii de verificări privind respectarea măsurilor împotriva răspândirii noului coronavirus, atât la agenții economici cât și la persoane fizice. Amenzile date au depășit suma de 38.000 de lei. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Astfel au fost verificate peste 600 de societăți comerciale, terase, restaurante și alte medii de interes cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. Toate aceste activități pe care noi le desfășurăm zilnic nu sunt pentru a sancționa persoane. Noi încercăm
să facem lumea să înțeleagă că toate aceste activități sunt pentru ca ei să conștientizeze riscul la care se expun în momentul în care nu respectă acele măsuri de siguranță. Însă, în momentul în care vedem încălcări ale legii, vom aplica măsuri. Vă recomandăm să respectați măsurile impuse, să purtați masca în locurile aglomerate și să respectați distanțarea socială. Aceste activități sunt întreprinse zilnic de noi și acolo unde se va impune va fi aplicată legea. De asemenea, acțiunile au inclus verificări în mijloacele de transport și mijloacele de transport în comun, fiind controlate aproape 500 de mijloace de transport. Vă recomandăm să purtați masca de protecție pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus, având obligația legală conform legii 55/2020. Au fost legitimate și verificate peste 6.000 de persoane, iar ca urmare a nerespectării măsurilor de protecție individuală și celor de izolare, au fost aplicate 262 de sancțiuni contravenționale, cuantumul lor fiind de peste 38.000 de lei. Păstrarea distanței de minim 1 metru între persoane, purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport, în magazine și în celelalte spații unde este obligatoriu, sunt măsuri minime împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. În cadrul Partidului Social Democrat Vâlcea a fost stabilită prin vot secret ordinea pe lista candidaților la parlamentare. Nicolae Concioiu, edilul reales al comunei Gușoieni, ocupă poziția a patra. Acesta dorește să schimbe direcția și să meargă de la primărie la parlament. Și în cadrul PSD Vâlcea au început pregătirile pentru Parlament. Lista înscrierilor a fost deschisă până joi, 15 octombrie, timp în care membrii partidului au putut depune dosarele. Ieri s-a stabilit și ordinea locurilor pe listă, iar acest lucru s-a realizat prin votul secret din cadrul Comitetului Executiv Județean al PSD. Pentru Camera Deputaților, ordinea candidaților este următoarea: Popa Ștefan Ovidiu, Oteșanu Daniela, Eugen Neață, Nicolae Concioiu, Vasile Cocoș, Matei Gigi Ion, Adina Florentina Dobrescu, Brete și Adrian Mihăilă, iar pentru Senat, Matei Constantin Bogdan și Mihăilescu Gheorghe. Pentru candidații cu un număr egal de voturi, ordinea va fi stabilită de către conducerea națională a partidului. Este vorba de Oteșanu Daniela și Eugen Neață pentru locurile 2 și 3 și Vasile Cocoș și Matei Gigi Ion pentru locurile 5 și 6. Nicolae Concioiu, vicepreședintele formațiunii județene, proaspăt ales ca primar al comunei Gușoieni, pentru al patrulea mandat, dorește să schimbe direcția și să meargă de la primărie la parlament. Am constatat că numărul de simpatizanți în interiorul Comitetului Executiv Județean a crescut și lucrul acesta nu face decât să mă bucure și să continui să activez în organizația județeană. După multiplele proiecte desfășurate în comună, acesta vrea să treacă la nivelul următor și să plece la București, fiind convins de faptul că acțiunile primăriei vor continua în direcția dată de el. Cu siguranță lucrurile aici la Gușoienii merg așa cum le-am pornit, pe drumul cel bun. Obiectivele sunt în derulare, în desfășurare și cred că și localitatea, dacă se va întâmpla lucrul acesta, va avea și din punctul acela unde voi fi situat un sprijin, să zicem, mai mare. Cel de-al treilea eșalon fotbalistic și-a consumat în weekend o nouă etapă și în seria a șaptea. Cel mai spectaculos joc s-a disputat la Horezu, acolo unde s-au marcat 6 goluri, câte 3 de fiecare parte. Situată pe locul 7 în clasamentul seriei cu același număr din campionatul celui de-al treilea eșalon fotbalistic, Flacăra Horezu, în echipament alb, a primit vizita ocupantei poziției a patra, reprezentanta Gorjului, Gilortul Târgu Cărbunești. A fost etapa cu numărul 6, rundă în cadrul căreia celelalte două echipe vâlcene au obținut rezultate pozitive, ambele în deplasare. Minerul Costești s-a impus cu 1-0 la Cisnădie, în timp ce Viitorul Dăiești a adus un punct după 2-2 pe terenul Jiului Petroșani. Revenind la jocul din treapt, să consemnăm prima ocazie la poarta oaspeților. La centrarea lui Stănică, Simeanu a întors cu capul pentru șutul din prima a lui Gabriel Precup, dar obiectul a trecut mult peste țintă. La o nouă centrare perfectă a lui Stănică, Simeanu a lăsat subtil pentru Precup, al cărui șut s-a dus din nou peste transversală. În minutul 18, horezenii au recuperat un balon în propriul careu, Ionuț Mihăiescu a trimis lung pentru Adrian Popa, care, plecat din propria jumătate de teren, a gestionat perfect
direct duelul cu portarul Dragoș Constantinescu și antrenorul jucător a deschis scorul. Adrian Stănică și-a continuat evoluția foarte bună pe extrema dreaptă. L-a găsit pe Gabi Precup, balon întors pentru șutul lui Raul Nistor, dar Constantinescu a fost imbatabil. Golkiperul oaspeților a fost pe fază și la lovitura liberă executată de Adrian Popa, după care, la cealaltă poartă, Eftimie a respins la voleul lui Roncea, iar fundașul Ionuț Moldovan a îndepărtat pericolul. Adrian Popa a fost inițiatorul fazei, în urma căreia horezenii și-au dublat avantajul. Constantinescu a reușit să respingă 3 șuturi, ultimele două trimise din apropiere de Sebastian Preda, cel care avea să împingă balonul în plasă pentru 2-0. Bogdan Eftimie a fost atent la șutul periculos trimis de Robert Bubuioc și a scos în corner. La aceeași poartă, Dolcescu a trimis în transversale, după care Ionuț Moldovan a îndepărtat un nou pericol. Prima parte s-a încheiat cu o nouă intervenție bună a lui Eftimie la lovitura liberă executată de Alexandru Avrămescu. Conduși cu 2 goluri la pauză, oaspeții au început în forță actul secund, iar șutul trimis plasat de Cocină la colțul lung a trecut milimetric pe lângă. Constantin Roncea a speculat o inexactitate în defensiva gazdelor și a reușit să reducă din handicap. După ce Adrian Popa a trimis puțin peste transversala gorjenilor, Daniel Cocină a scos în lateral pentru Robert Bubuioc, autorul unei execuții de efect, și oaspeții au restabilit egalitatea. Cu 8 minute înainte de final, ascuns după cireș, Adrian Stănică a centrat în fața porții, acolo unde Ionuț Moldovan a trimis cu capul plasat la colțul lung. Balonul a întâlnit bara, a ricoșat spre Constantinescu, cel care, conform semnalizării asistentului, l-a scăpat dincolo de linia porții, astfel că fundașul moldovan a preluat din nou conducerea pentru horezeni. La cealaltă poartă, Daniel Cocină și-ar fi dorit aceeași decizie după un balon trimis în transversală, dar jocul avea să continue. În minutul 87, Bogdan Oprișa a scos în lateral, a urmat șutul lui Robert Bubuioc, cel care și-a trecut în cont dubla și a stabilit rezultatul final, flacăra Gilortul 3-3. A fost un meci frumos, cred că a fost foarte interesant de privit, cu multe goluri, multe faze spectaculoase. Din păcate n-am reușit să obținem victoria. Face niște greșeli copilărești, continuăm să facem cadouri și uitați, la nivelul ăsta de costă. Avem avantaj 2-0, avem avantaj 3-2 și din păcate nu reușim să câștigăm. Băieții au muncit, au alergat, am crezut de fiecare dată că putem să obținem un rezultat favorabil, dar din păcate am obținut doar un punct. În etapa următoare, flacăra va juca pe terenul ultimei clasate CSM Deva, în timp ce gorjenii de la Gilortul vor primi vizita satelitului celor de la FC Hermannstadt. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, urmează matinalul Fii Antenă. Pe curând!